Salutare, guys, și bine ați revenit într-un nou videoclip. Astăzi ne mușcăm niște Rocket League 2v2 pentru a face road către champion. O să fac o serie în fiecare zi de Rocket League, unde voi încerca să îmi fac rankul Grand Champion. O să fie un pic cam greu pentru că eu sunt aproape de champion și Grand Champion e după champion 2 și e cam greu pentru că trebuie să mai învăț câteva mecanici, cum ar veni air dribble-ul și toate nebunile care se joacă ăștia în Grand Champion, dar nu este imposibil, cu puțin antrenament se poate orice. Fac acest videoclip după ce mi-am luat acest Rocket Pass, unde mi-a dat cadou, când am cumpărat Rocket Pass-ul, o mașină nouă, Volkswagen GTI mi se pare că se numește. Și este chiar foarte bună după părerea mea. Este, adică de fapt are, nu este, are hitbox-ul lui Octane, efectiv cea mai bună mașină din joc, o să dea asta. Înainte am jucat un episod și am încercat să filmez mai devreme, doar că n-am putut pentru că mă dă cu echipieri foarte slabi și foarte toxici. Deci de când am făcut Rocket League-ul ăsta gratis, numai toxici sunt aici, sincer. Aoleu, am ratat, mă, că am făcut și pe ăla l-a făcut la fel. Asta e greșeala mea, asta e. No problem. O să dăm comeback, vă dați seama, dar e cam al doilea match și pe ziua de azi. Am încercat să joc mai devreme, cum ziceam, și nu prea am putut pentru că ăla era toxic și era ball chaser. Ball chaser înseamnă că efectiv doar el dă și nu mă lasă nici pe mine să dau în minge, cum ar veni. Cam asta înseamnă. Și Rocket League înseamnă să joci în pase, mai ales dacă joci 2v2 și 3v3 și în echipă. Pentru că asta e și în realitate când joci fotbal. Hai că o apără, e bine. Se duce în perete, dar să nu dea ăla, nu dă, bă, o dă. Hai că am dat-o eu, dar am dat cam prost, că se duce fix în poartă, ba nu. Hai că am apărat-o. O să încerc să o lovesc. Am lovit-o cam prost acolo, m-am panicat un pic. Și scuzați-mi gameplay-ul pe ziua de azi, dar este al doilea match și n-am mai jucat de, cred că, nu știu, de seara, dar dacă nu exersezi dinainte și nu-ți faci training-ul, cum fac eu, de obicei, cam de asta și pierd, pentru că nu am training-ul făcut, ok. De asta, trebuie înainte să joci un joc, să te antrenezi, mamă ce fake mi-a dat sau cred că nu a nimerit-o el. Nu știu ce a vrut să facă tipul ăla acolo. Ok. Hai că e bună pasă, dar sper să nu ia. Ba da, o ia. Ah, n-am ce să fac, să o dau înapoi. Mă duc să-mi iau boost, chiar dacă mai aveam un pic. Merită să... Ah, m-am pins, cum m-am pins ăla, nu știu. Ah, am crezut că vine spre mine mingea, dar n-a venit. Dă-i? Ah. Putea să o dau un pic pe poartă, dar mi-a dat pasă în perete, dar nu prea pot să dau pentru că n-am boost. Asta e. N-am consumat ca un idiot acolo, sincer. Hai că am apărat eu. Câteodată în Rocket League trebuie să aștepți mingea, că nu știi câteodată cum vine. Câteodată mai fac și o greșeală în care să nu aștept mingea, dar știu cum vine traiectoria ei și este tot ok. Hai bă, glumești cu mine. Am lucky, sincer. Mai mă, băi, bară, frate, cum? Ce imposibil așa ceva, măcar cu playerul ăsta pot să joc și eu ceva în echipă. Eram sigur că o să dea. E tot ok, deocamdată, nu e pe poartă. O să dau eu așa un pic. O să încerc să centrez, o mai lovesc o dată. Hai mai dă-i. Take the shot. Nu știu ce face, dar asta este. După părerea mea, mașina asta, cum ziceam, este foarte bună. Chiar îmi place. Hai că am lovit-o, dar nu am mai boost. Nu știu, am dat bier de niște playeri, efectiv, care... Mă refer în teammate, nu adversari. Care, efectiv, nu atacau, doar făceau defensivă, frate. Păi, Rocket League degeaba și la fotbal în general, dacă faci defensivă doar și nu ataci, e degeaba. Nu o să ai niciun gol dat. Ah, a fost aproape.
tot ok. Dar ce facem, mă, Timi? Oricum, cred că nu o lase ăla, nu? Da, gata, am pierdut iar, pentru că suntem foarte ghinioniști. Vreau să facă treaba aia și mi-a ieșit. Adică nu mi-a ieșit nimic. În fine, asta e. Da, avem ping destul de ok, dar câteodată nu știu de ce se mai mișcă lag. Ori fi din cauza la serverele astea de la Rocket League. Chiar nu știu, dar nu este problema că pierdem, pentru că trebuie să recunoaștem că nu suntem mereu buni. Da, am făcut o greșeală aici, sincer. Hai că dă peste ăla. Passing. Nu-mi pasă, nu așa. Un pic mai tare, dar în fine. Da, s-a dus înapoi, asta e. S-a dus pentru boost. Da, m-am împins, asta e. N-am ce să fac. Da, un fără fake pentru că n-am ce să fac. Ne revedem în al doilea meci. E cam greu să ajungem noi Grand Champion, doar că nu e imposibil. Trebuie să mai mă antrenez eu off-camera să fac... să descoper cum să fac schemele alea care le fac ăștia. Pe care le fac, pardon, să vorbim românește. Ok, aparent e un gol. Știu foarte bine, am dat din kick-off aparent. Eu, dacă mă întrebați bine, dacă mă întrebați, se și aude că joc din tastatură. Pentru că, nu știu, efectiv m-am obișnuit să joc din tastatură foarte mult. Nu știu, pur și simplu mă simt mai comod să joc din tastatură decât a juca pe controller. Am controller, nu e vorba că n-am controller, pur și simplu nu îmi place. Și, da. Dai că o să dea ăla. Ba, m-am bazat pe teammate-ul meu. Crezut că o să dea teammate-ul meu. Da, stai. Hai că mă duc... iar nu vine ăștia la kick-off. Și cred că e un gol, pentru că teammate-ul meu a stat un pic afk. Ah, n-am nimerit-o. Hai, două. Bravo, cred că e gol, nu? Nu e. Bă, și stă la fix unde dau eu. Altă poziție n-aveam unde să dau, sincer. Cred că am dat-o. Bravo. Passing. Hai că am dat-o fix la fix. Am zis că poate o apără și pe asta. N-avea cum să mai apare. M-am uitat în unghiul care trebuie, sincer, să dau. De fiecare dată trebuie să... Bine, am avut și un pic noroc aici, de ce să mint, dar în fine. Ai cadat-o ăla, o mai dă și ăla un pic. Am încercat să dau un pic pe poartă, dar n-a mers. Poți să dai teammate? Bravo. Ai cadat. Dar n-am boost acum. Te-ai cadat ăla așa. Aha, am încercat un pinch, dar s-a băgat ăla. Dă-i. Hai că e centrată, e totul bine, dar n-am boost. Mă duc să-mi iau boost. Ah, s-a lovit de tavan, nu mă așteptam să se lovească de tavan. I-am dat pasă cam tare, dar totuși i-am dat ceva. Ăștia sunt foarte slabi, sincer, după părerea mea. Nu știu cum. Cred că suntem în Diamond 2, cum ar veni. Pentru că am pierdut două meciuri și cred că suntem în Diamond 2. Am dat un pic acolo. Am făcut picking. Am atacat foarte agresiv acolo, să văd dacă se panichează. M-am panicat eu acolo, am parent. Da, asta e. Bă, dar ce... Nu înțeleg de ce ăștia sunt așa de toxici. Dacă n-am apărat sau am ratat, imediat zice what a save. Asta e.
Hai că e gol. Poți și eu să fiu. What a save, what a save. Dar nu sunt așa. Adică, nu mai greșești omul, pentru că nimeni nu e perfect, sincer. Și nici nu e bine să fii chiar așa perfect. Mă înțelegi? Na, what a save. Poți și eu să fac așa. Dar nu... Nu vreau să fac așa. Poate mi-o dă pe dreapta? Nu. Mi-a dat-o pe stânga și pe stânga o să dea ăla. Și eu o să dau. Stai că o dă teammate-ul meu. O să dea aia așa. Ah, am dat fix la ăla, bă, mereu dau unde nu trebuie. Sincer, îmi place foarte mult de colo ăsta la mașină. Bine că am avut noroc aici. Că putem să ne dea gol, efectiv. Hai că a dat-o. Nu trebuia să mai dea al doilea touch, dar nu cred că și-a dat seama. Stai că dă ăla. Ah, am nimerit-o. A degeaba. Hai că mă duc eu. Dar nu mai am boost. Fac al doilea, da. Hai că fac al doilea touch. Sincer, aș fi ajuns în Great Champion, doar că nu am cu echiper care să joace cu mine, cum trebuie. În fine, ar trebui să dea forfei, frate. Oricum, am cred că o săptămână de când am cumpărat PES-ul și am deja level 52, eu zic că e ok, adică pentru început e chiar ok. Într-o săptămână am jucat foarte mult. Ok, am primit un Limited Engine Audio, sincer, e interesant. Hai să văd câte minute am filmat, 12 minute, hai că mai merge un match. Sper să fie două winner măcar din 3, da. Nu merge câteodată. Știi ce zic, trebuie să te focusezi foarte mult și câteodată nu poți, știi? Nu știu, dar... Recent a apărut foarte multă căldură dintr-o dată, niște zile la rând. Și nu zic că e ceva rău, dar așa, încălzire, având în vedere că de-abia a început primăvara, e ceva ciudat. Da, într-adevăr, mi era dor de căldură, dai seama. Ok, gol. Thanks. Am făcut acolo un fel de pinch în aer, dar nu... Na, un pinch în aer. Nu știu cum să zic, dar în fine. Și da, vă dați seama, am... Eu am învățat mecanici noi, dar că mi-e frică să le folosesc în meciuri, pentru că mă risc foarte mult și nu-mi place să mă risc câteodată. Și de asta mai bine joc mai prudent și cum joc eu înainte, decât să joc mecanici noi și să pierdem. Au. Greșeala mea. Hai că a dat-o pe perete. O dă Mr. Banana asta. Ok. Hai că mi-a luat-o, frate, de pe șut. Vreau să fac mare double touch și n-a făcut nimic, frate. Hai cu apăr. E pe poartă, aparent. Ah, am dat cam tare, da. E pe poartă? Da, era pe poartă, bă. N-am crezut că era pe poartă, dar în fine. Asta nu e pe poartă. Nu știu de ce am sărit după aia, dar asta este. Nu știu dacă se aude rocket-ul. Sper că se audă. Așa. Hai că n-am boost. Da, îmi dă pas. Dă. Sau? Bă, da. Da, aparat-o. Ghinion dă ne șansă. Wow. Nu știu cum a fost shot-ul ăsta. Și de asta mai bine practic în continuare în training. Hai că am dat pasă, dar am dat cam încet că n-aveam boost, da. Câteodată fără boost nu poți să dai chiar așa de bine. Mamă ce l-a făcut. Stai că dă pasă, dau, pam. Stai că dă ăla. Mamă, cam riscant aici. Ăla a vrut să mă bubui, da. Nu știu, dar n-aveam cum să mai evit. Dacă dau un pinch.
Nu e cel mai grozav pinch, dar a mers. Ai cam dat? E ok. Nu știu, și cum vedeți voi aici, efectiv mi arată Jixi62 Killfire, că joc din 2017, am experiență în anul ăsta, de 6 ani aproape, fac anul ăsta. Și băi, eu zic că e ceva 6 ani în jocul ăsta. Dar mai mult de Champion 2 cred că n-am fost ca rank, da. Pentru că nu m-am axat să învăț mecanici noi, m-am axat să fiu așa, gen. Și nu e bine câteodată, câteodată pot să fii mai mult decât pot să fii. Nu știu dacă m-am exprimat corect neapărat, dar în fine ați înțeles, cred. Hai că am dat un pinch sau nu știu ce a fost ăla. Băiatul e ok, că mi-a dat pasă, dar... Hai dă-i. Hai de-o dată. Dacă am prost. Hai că am dat pasă. Stai că dau eu, dar n-am nu prea am boost. Am crezut că o să dea și am dat pe stânga, dar nu prea am făcut bine. Și am început să exersez, că nu că înainte nu știam, dar n-am practicat și am început să fac air dribble cu reseturi în aer, dar în training, pentru că dacă aș face un match, aș risca și aș pierde foarte mult. Hai că ți-am dat, pasă, hai că e gol. Thank you. Mulțumesc, frate, apreciez Coco. Tot cine a dat? Cred că Coco ăla, nu? Da. Nu, 11. Mă rog, nu contează. GG's, well played. A fost chiar scurt meciul ăsta. Adică mi se pare foarte scurt, dar în fine. Și oricum vă dați seama că dacă nu... uite că n-am scăzut. Tot Diamond 3 sunt. Și hai să vedem cum se numește, de fapt că nu mai știam. Volkswagen GTI, nu? Da, uite. Asta e cum ar veni tunat, Volkswagen Golf GTI RL. Și asta e Volkswagen Golf GTI. Înainte, când eram mic, știam toate mașinile. Și în loc să zic Volkswagen cum e corect, ziceam Volkswagen. Pentru că nu puteam, puteam cuvintele, îți dai seama. Și... Na, e... E greu când ești mic, nu știi mereu cuvintele potrivite, știi? Și na, o să... Tot o să... Mă antrenez, pentru că e nevoie să mă antrenez. Pentru că dacă nu te antrenezi, nu o să fii la fel de eficient. Știam, și da. Cam atât pentru acest episod, eu am fost Jixi și sper că v-a plăcut și noi o să ne auzim data viitoare într-un nou videoclip. Pa, pa!